Lola Style, stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style, stilul Lola, stilul tău. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea noastră Viață în Armonie. Așa cum v-am promis și cum spun în fiecare emisiune, am readus din nou un sufletel frumos, eu îi spun îngerașul. Este vorba de frumoasa noastră venită din Ardeal și pentru că a venit pe Ceahlău împreună cu soțul ei, am rugat-o să vină din nou la emisiune. Suada Agachi, bine ai venit! Bine te-am regăsit, draga mea, mă bucur să mă aflu din nou alături de tine și de telespectatorii tăi. Te rog să-mi spui cum v-au plăcut toate energiile Ceahlăului. Este o zonă extrem de frumoasă, minunată. Recomand tuturor, mai ales celor din Banat, dacă li se pare foarte departe să ajungă în această zonă, merită din plin. Oamenii sunt foarte primitori și pur și simplu peisajul este magnific, e de neuitat. Este și nu știu dacă voi știți, undeva în luna august, în jurul datei de 7, apare acea umbră, o piramidă, o umbră a Ceahlăului, o piramidă care este deosebită și apare doar o singură dată pe an. Atunci este momentul prielnic să vedeți și să fiți acolo pe Ceahlău, dacă o să puteți, chiar vă... Holograma, am citit holograma despre ea, ta. E foarte interesant, ne-am gândit foarte bine ce să facem, să venim în perioada aceasta sau în august, dar așa s-au aranjat toate lucrurile că am venit acum, dar cu siguranță am să revin în zona aceasta pentru că merită din plin să vizitez toate aceste locuri și toată țara noastră e frumoasă și minunată. Este, așa este. Avem o țară extraordinară, suntem binecuvântați de Dumnezeu pentru toate frumusețile astea nemaipomenite care le avem aici. Singurul lucru pe care noi nu suntem conștienți de acest lucru este frumusețea virgină a locurilor și suntem atât de încântați de ceea ce ne oferă alte țări, dar noi nu recunoaștem încă ce avem noi aici, ce avem noi în țărișoara noastră. Știi, ce am observat că oamenii, oricât de departe și-ar dori să ajungă și din punct de vedere profesional și din alte puncte de vedere personale, până la urmă fiecare ajunge să se întoarcă tot la natură, adică la natural. Toată lumea caută natura, indiferent că e bogat, că e sărac, că e deștept, că e mai puțin înzestrat cu așa ceva, toată lumea adoră naturalul și natura. Iar la fel se întâmplă și când vine vorba de oameni. Pentru că chiar dacă noi ne aranjăm, ne machiem, ne vopsim, noi încercăm să fim așa în trend cu lumea, naturalul întotdeauna va atrage foarte mult și se va căuta foarte tare. La fel cum astăzi, de exemplu, căutăm mâncare bio și cât mai naturală și ajung să fie mult mai scumpă sau ca să ți-o permiți, trebuie să cauți mult mai mult pentru asta și la fel se vor întâmpla și cu oamenii. Vor fi greu de găsit oamenii naturali și autentici. Ei, aici deja ai atins un punct dureros, pentru că noi, prin emisiunea noastră, asta facem. Vrem să ajungem la partea frumoasă, naturală, sensibilă, la acea părticică, acea scânteie divină pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a dat-o, pentru că prin ea trăim. Dacă nu o descoperim, trăim într-o totală disarmonie cu noi și cu toate și nu ne putem regăsi. Suada, tu ai venit în emisiunea trecută și ne-ai spus lucruri extraordinar de interesante și de incitante totodată vis-a-vis de cum este să citești pe fața unui om și să cunoști omul după trăsăturile feții. Este o artă, pentru că nu poate oricine să facă lucrul ăsta. Eu pot să mă uit mult și bine la cineva și n-aș putea să-mi dau seama decât știu eu după sclipirile, privirea ochilor, pentru că spune că ochii sunt oglinda sufletului, dar punct, mai mult de atât nu știu. Tu ne-ai spus multe lucruri interesante și, dacă mi-aduc aminte, te-am provocat și la alte discuții. Dacă ți-aduci aminte ce anume
Vroiai să mai spui și nu mai era timp. Dacă ți-aduce aminte, dacă nu ți-aduce aminte, mi-ai spus de un subiect interesant, dragoste la prima vedere. Cu ce vrei tu să începi? Ele se vor completa pe parcurs, pentru că știu foarte clar că au rămas anumite subiecte care n-au fost duse până la capăt ca idee, dar pentru că m-am gândit așa în drum spre Piatra Neamț, în drum spre tine, care ar fi subiectul care lumea în general și-ar dori să fie dezbătut și discutat. Crede-mă că de câte ori mă duc la cursuri sau consultanță când țin cu anumiți oameni, firme și așa mai departe, inevitabil ajungi la viața de cuplu și la iubire. Totul pleacă de la iubire și totul se termină cu iubirea. În primul și primul rând, pentru mine, chipul uman reprezintă, dacă vrei, amprenta lui Dumnezeu. Pentru că fiecare amprentă este unică și fiecare om este unic și este o scânteie a lui Dumnezeu. Iar și aceasta este o modalitate să-L găsești pe Dumnezeu în fiecare om. Pentru că există legende că atunci când a vrut Dumnezeu să se ascundă, s-au gândit să-L ascundă în pământ, în apă, în cer, în fel și fel de lucruri și până la urmă scânteia divină a ales să se ascundă chiar în om, pentru că acolo va trebui tu să te cauți pe tine însă și să-L găsești pe Dumnezeu. Iar pentru mine asta a fost o modalitate de a-L întâlni pe Dumnezeu, căutând pe trăsăturile faciale ale oamenilor anumite semnificații. Și deseori, dincolo de tot ceea ce reprezintă omul, prin vestimentație, prin ceea ce îl vorbește, prin felul lui de a fi, chipul întotdeauna va reflecta o parte din Dumnezeu sau chiar Dumnezeu însăși, numai că nu toată lumea reușește să devină conștient de faptul acesta, că dacă el se gândește mult la el și caută să facă o introspecție, va găsi deseori exact răspunsurile care de multe ori le căutăm în exterior. Iar legat de partea aceasta de iubire, dragoste la prima vedere, deseori mă întreabă oamenii dacă există așa ceva. Și eu zic că da, există dragoste la prima vedere. De ce? Pentru că în momentul când doi oameni se întâlnesc, uite, din spate, când te uiți la o femeie sau tu, ca femeie, te uiți din spate la un bărbat, n-ai cum să spui că a fost o dragoste la prima vedere. Și atunci trebuie să-i întorci cumva ce? Chipul, ca să-l vezi. Și atunci există acel prim impact care, da, poate să existe dragoste la prima vedere. Nu în ideea aceea că deja îl iubești și îl respecti și îți dorești o familie, dar o atracție atât de puternică încât spui: m-am îndrăgostit în momentul când i-am văzut chipul. Iar legat de aceste aspecte, sunt cupluri care se completează, analizând eu trăsăturile faciale, foarte bine, și alte cupluri care, ca și cum ar face parte din două lumi total diferite. Numai când te uiți la fețele lor, uite, doi oameni care se căsătoresc, doi oameni care stau împreună, după anumit timp, cei doi încep să-și ajusteze trăsăturile faciale, încep să semene cumva. Privesc la fel, zâmbesc la fel și din cauza aceasta ajung să semene. Dar alții, chiar când se întâlnesc, când te uiți la ei, doi seamănă foarte bine, parcă ar fi de multe ori chiar și frați. Da, eu am trecut prin experiența asta. Răposatul meu soț, al doilea, când ne-am dus la comunia religioasă, părintele a întrebat-o pe soacră mea: Doamnă, dar mi-ați adus doi frați ca să-i cunun? Și semănam foarte bine, Dumnezeu să-l odihnească. Iată că, într-adevăr, ceea ce spui tu se întâmplă în realitate. Faptul că doi oameni, după ce au stat o perioadă împreună, energiile, aura unuia și a celuilalt încep să se îmbine și să-și împrumute, dacă folosesc cuvântul. Cei doi devin una, devin un singur una, suflet, exact. Mai ales când se căsătoresc, cei doi se și zice că sunteți una acum. Și am mai observat un lucru. Pur și simplu mi-am adus aminte acum. Observăm la oameni și la animalele de companie că se întâmplă același lucru. Eu am o pisică birmaneză care este așa, o mironosiță cum sunt și eu câteodată. Și nu pot să spun că semăn cu ea sau seamănă cu mine, că fiecare, e propriu să semeni, da, cu o pisică. Dar sunt anumite lucruri care îți arată că este așa cum ești tu în anumite momente. Păi fiecare om își alege un animal de companie după, nu după, și după sufletul său, dar și după modul său de a gândi.
și se regăsesc foarte bine și se completează. Sunt femei sau bărbați care adoră să aibă o pisică, alte femei adoră să aibă alături un câine. Mai mult decât atât, s-a făcut și un studiu foarte clar că deseori persoanele își aleg anumite rase de câini care cumva chiar se aseamănă. Uite, o femeie care are părul creț și blond și așa mai departe are un pudel sau un bișon. Un bărbat așa mai frumos, în general am observat și asta și din studii, oamenii foarte frumoși așa la chip. De obicei au câini de talie medie sau mai înaltă și au într-adevăr ori husky, ori labrador, adică și ei sunt așa frumoși la chip, chiar și căței, nu că n-ar fi și ceilalți, numai că au o fizionomie a lor specifică mai lunguiață în funcție de rasă. Dar asta nu e nimic întâmplător, faptul că tu ai o pisică și n-ai un câine, pentru că, uite, femeile care sunt în general mai feminine, care iubesc să cunoască chestiile astea legate de subtilitatea lucrurilor, cum să ia lumea prin învăluire, cum să se comporte așa mult mai maleabil, totdeauna își vor alege o pisică. Cei care își aleg un cățel, de obicei, sunt așa foarte deschiși și repede și arată, își pun pe tavă sentimentele, devin foarte repede loiali și foarte repede sunt răniți. Cei care își aleg o pisică, în general, caută și ei, în general, să învețe și de la acea pisică anumite, dar la nivel subconștient se întâmplă asta, anumite tehnici, cum să trăiești viața altfel, mult mai altfel. Iar legat de cele două persoane care se întâlnesc, pentru că tot mi-ai povestit de soțul tău și mi-ai zis că atunci când ai ajuns cu el la starea civilă sau la biserică, nu? La biserică. V-au spus că, uite, a ajuns să căsătorească doi frați. Din păcate, ajung două persoane să rămână împreună și asta se vede după chip, care nu s-au atras sau nu s-au simțit atrași unul de celălalt din cauza unei iubiri. A fost o scânteie de moment, a fost o pasiune și de multe ori în urma acelei iubiri de o noapte sau de o seară a apărut un copil. Și cei doi au rămas împreună și se vede foarte clar pe chipul lor că cei doi nu au treabă unul cu celălalt, nu le este menit lor să stea împreună doar din cauza că s-au iubit sau că se iubesc, ci din cauza că a apărut o iubire întruchipată, adică un copil. Și asta se vede foarte, foarte clar. Uite, invit telespectatorii dacă vor să facă în felul următor, să caute fotografie cu partenerul lor, tip buletin, să-și facă o poză, și ea și el, ea să fie neapărat demachiată, să nu fie machiată, și să împartă fotografia în două, și a lui și a ei, și o parte a feței să pună separat a ei și partea cealaltă a lui, și să pună una lângă cealaltă ca și cum ar forma un singur chip. Iar în momentul când cele două fețe nu se întâlnesc foarte bine, de exemplu ochiul ei mai sus și al lui mai jos, adică nu se pupă cele două fețe sau cele două chipuri, uite, de acolo poți să dai seama dacă e sau nu compatibil cu celălalt. Și asta e foarte important. De ce? Pentru că mai ales aici e un sfat pentru bărbați, care aici vreau să ating un subiect pe care l-am început data trecută și n-am ajuns să-l terminăm. Femeile care își fac operații estetice pe față, au existat foarte multe procese în străinătate, dintre un bărbat foarte bogat care și-a ales o femeie extrem de frumoasă, că tot ajungea să facă copii cu ea și tot copiii urâți ieșeau. Și până la urmă, au ajuns să caute fotografii cu ea din trecut, din tinerețe, chiar și părinții ei arătau clar că nu aveau o fizionomie plăcută sau agreabilă. Ea a făcut atât de multe operații estetice la față, încât a arătat perfect. Dar oricum când faci copii, n-au cum să arate exact așa cum te-ai operat tu, evident. Și a ajuns să dea în judecată și să-i ceară daune morale și așa mai departe. De ce? Că a fost mințit. Mințit prin simplu fapt că ea nu era așa de frumoasă în realitate. Și aici este un mesaj pentru domni, chiar dacă doamnele poate nu o să le convine, dar probabil că o să le convine până la urmă chiar și așa, că înainte să vă luați o doamnă, să vă căsătoriți cu ea, căutați cu ea fotografii din trecut, să vedeți cum a arătat ea real, dincolo de ajustările pe care și le-a făcut cu timpul. De ce? Pentru că în primul rând când te-ai întâlnit-o, n-ai știut dacă e deșteaptă, dacă e inteligentă, dacă e de casă, ai văzut chipul și te-ai îndrăgostit de ea. Și atunci poți să-ți asumi dacă îți dorești să rămâi cu ea în continuare chiar și așa sau dacă într-adevăr crezi că asta va conta foarte mult pe viitor, felul cum arată. Din ce am citit eu și pe internet și am avut ocazia să stau de vorbă și cu mulți oameni, până la urmă numărul, cifra, este la baza oricărei informații. Deci totul se rezumă la număr. Asta este practic începutul. Da, șirul lui Fibonacci se poate vedea iarăși, totul este număr în jurul nostru, totul este chip în jurul nostru, pentru că și floarea asta are un chip, și masa asta are un chip, și chiar vocea, când ajungi să asculți vocea cuiva la telefon, de exemplu, nu știi cum arată, prima dată vorbești cu un bărbat sau cu o femeie, tu poți să ajungi să îi creionezi chipul după voce, și sunt oameni care se îndrăgostesc de vocea altor oameni.
Și interesant că dacă stai să asculți la un moment dat vocea cuiva când vorbești la telefon, ai să îți dai seama sau ți-l imaginezi că ar trebui să arate, uite, așa. Și deseori se și întâmplă să arate așa. Deseori, dar nu întotdeauna. Dar nu întotdeauna. Și aici este, dacă vrei, un mare mesaj. De ce? Pentru că a învățat să aibă un anumit stil de a vorbi, vocea în sine și a educat-o, dar fața nu corespunde. Și atunci poți să-ți dai seama că stai cu un om care este total diferit din ceea ce el reprezintă și ceea ce el pare. Sau din contră, s-a bătut de la calea sa, vocea o are plăcută din tinerețe la fel, dar toată fața e total schimbată. E cumva în contra naturii sale, a început să lucreze împotriva sa. S-au ales anumite căi în viață care nu sunt drumurile sale, ci a copiat pe altcineva. Și întotdeauna le zic oamenilor că atunci când nu știi cine ești, ajungi să-i miți pe ceilalți. Nu degeaba am pus astăzi pe fundalul nostru o mască, pentru că vorbim de fețe și de măști și tu știi să ne spui cum să ne demascăm. Eu le zic oamenilor că nu trebuie să nu aibă măști sociale. De ce? Pentru că și noi două aici avem nevoie de o mască socială. Adică trebuie să vorbim într-un fel pentru că suntem la televizor, suntem la emisiune, trebuie să respectăm anumit șablon. Nu ar fi neapărat necesar pentru că ar fi nevoie și de autenticitate. Acum hai să ne luăm, să ne ridicăm, să ne îmbrățișăm, să facem schimb de locuri, poate, adică cât mai natural. Dar în același timp avem nevoie și, uite, de o mască, numai că deseori oamenii, neștiind să joace un rol adevărat, ajung să aibă măști sociale de proastă calitate și asta se văd. Și pur și simplu ceilalți nu zic nimic și se lasă efectiv mințiți. Uneori oamenii au nevoie să vadă anumite mărci sociale, că nu degeaba se duc la un teatru de calitate, nu degeaba se duc la un film și se uită, dar acceptă faptul că ei se vor uita la anumite mărci sociale ca să învețe ceva de acolo și aplaudă până la urmă actorul acela care a reușit să joace atât de bine acel rol că el s-a regăsit în rolul acela. De aceea măștile sociale sunt foarte bune atunci când știi să le folosești acolo unde trebuie. Te duci la biserică, te duci smerit. Te duci la mormântare, iar te duci într-un fel. Uite, te duci la o petrecere, trebuie să fii vesel, nu o să te duci atocolo morocănos. Îți pui o mască socială, dincolo de toată durerea ta, ai nevoie de așa ceva. Pentru că altfel Dumnezeu n-a fost nebun, să numim așa, să lase lucrurile drept ca minciuna, măștile sociale degeaba pe acest pământ. Numai că fiecare, cum zicea și Sfântul Apostol Pavel, cercetați-le pe toate și luați-vă doar cele de trebuință vouă. Adică încearcă-le pe toate și vezi ce ți se potrivește ție, atât timp cât nu faci rău altora, eu consider că nu faci niciun rău niciodată. Așa este, să nu calci liberul arbitru și să nu afectezi viața nimănui. Dar cât e de liber acel arbitru, dacă are totuși un arbitru? Fiecare și-l are pe al lui. Dar are un arbitru, acel liber. Deci nu suntem atât de liberi. Să avem un liber arbitru, avem până la urmă și un arbitru acolo. Nu e atât de liber. Arbitru suntem noi. Arbitru sunt, dacă vrei să o luăm așa, sunt anumite legi pe care nu le poți încălca. Legea gravitației, legea cauzei și efectului și cred că acolo e arbitru. Ei, aici e mai complexă discuția, da. Și să nu intrăm pe partea asta, pe programul ăsta, că nu mai terminăm nici în 5 emisiuni. La fel cum e universul atât de mare și uite, sunt două lucruri care pe acest pământ nu se cunosc foarte bine. Omul și universul. Încă omul mai este cercetat, mai ales creierul său să se afle anumite lucruri ascunse și nedeslușite și încă universul este cercetat. Când se va ști totul despre univers, se va ști totul despre un om. Sau când totul vei ști despre un om, atunci vei ști totul și despre univers. Crezi că se va întâmpla vreodată asta? Eu nu. Eu zic că ar fi păcat să se știe totul și e mai bine că e lăsat așa. Când, după mintea mea, în momentul în care s-ar întâmpla lucrul ăsta, s-ar și termina lumea, pentru că nu mai e nimic de aflat, nu? Exact, de-aia și venim aici, ca să căutăm și există o modalitate foarte frumoasă să te regăsești și pe tine în ceilalți oameni și să te cunoști foarte bine pe tine, că atunci vei cunoaște și pe ceilalți. Numai asta necesită foarte multă dorință de adevăr să-ți recunoști ție foarte multe lucruri. De exemplu, sunt pusnici care n-au nevoie să înveți tehnicile de citire a chipului și totuși când te întâlnești cu ei, te citesc foarte bine și îți văd sufletul. În primul și primul rând, când am stat cu câțiva dintre ei de vorbă, mi-au spus în felul următor: Soada, atât timp cât tu îți recunoști ție toate fanteziile care îți trec prin minte, toate gândurile și negre, și bune, și rele, uite așa înveți să te cunoști pe tine, să vezi, domne, ce gânduri am eu. În momentul când tu îți recunoști că ești un hoț, în momentul când recunoști că ești un mafiot, în momentul când recunoști că de fapt doarme în tine un înger, în același timp tu vezi în celălalt când îl întâlnești și recunoști hoțul. De ce? Pentru că hoț pe hoț se recunoaște.
nebun pe nebun se recunoaște, mafiot pe mafiot se recunoaște, pur și simplu dintr-o privire îți dai seama dacă e ca mine. E, în acel moment acei pusnici care și-au început munca lor interioară, au început în primul rând să-și cunoască și să recunoască propriile lor gânduri. Și în acel moment când el se uită la tine, el se vede pe el în oglindă. De ce? Pentru că fiecare om, când eu te descriu pe tine, de fapt eu ajung să mă descriu pe mine. Dar dacă eu nu mă cunosc suficient de mine pe mine, atunci nici eu nu pot să văd totul la tine. Dar asta e o muncă foarte grea. Există două variante să cunoști omul. Ori iei fizionomia, tehnicile de citire a chipului și înveți exact ce au văzut alții, sau te duci și în pusnicie, stai într-o viață ascetică, ajungi să-ți cunoști adevăratul tău, eu, sine, gând și tot, și atunci în momentul când vei ieși în lume vei ști totul despre ceilalți. Dar aia e o muncă mult mai grea decât a învățat tehnicile de citire a chipului, chiar dacă e mult de studiat, pentru că e foarte mult, e un ocean întreg de informații, numai că ai nevoie să fii foarte bun în a face o sinteză. De ce? Pentru că te uiți la fața omului, vezi anumite trăsături, forma ochilor, culoare, nas, buze, păr, textura părului, forma unghiilor, a degetelor, modul cum stă, limbajul trupului, toate luate împreună, și în momentul ăla să poți să faci o sinteză repede ca să-ți dai seama de tiparul său comportamental. De aceea e mare greșeală să te iei doar după anumită forma ochilor sau nasului, sau că ți se pare ție că seamănă cu celălalt din trecutul tău. Știi, Gina, că am observat că sunt bărbați și femei care ajung să se căsătorească sau să-și ia din nou un partener care se asemănă foarte mult cu cel din trecutul lor. Da, e și asta o variantă, deși dacă stai să te gândești, să faci comparație mereu cu trecutul și să vrei să ți-l apropii, să aduci trecutul în prezent, aici nu mai e o idee bună, pentru că trebuie să trăiești momentul. Ce a fost în trecut, a fost. Nu mai poate fi din nou. Sau poate fi, dar sub o altă formă. A aduce trecutul în prezent înseamnă să trăiești în trecut. Da. Și atunci, de ce? Uite, ajung oamenii, dar fără să-și dea seama, să facă din nou aceleași alegeri, zicând clar de la început că eu nu o să mai îmi caut un astfel de bărbat, cu astfel de porniri, cu astfel de lucruri, nici măcar să nu mai arate la fel. Dar întotdeauna, până să ajungă să zică nu mai îmi place, tu înainte de toate astea l-ai iubit și ți-a plăcut de el, că nu l-ai luat din ură, l-ai luat din iubire sau că din plăcere. Și sunt anumite chiar și trăsături fizice care te-au atras foarte tare la acel bărbat sau la acea femeie. Și ajungi inevitabil, după ce te-ai despărțit, te-ai certat, să găsești un alt om care să-i cauți, să zicem, trebuie să fie brunet sau să aibă ochi căprui sau să aibă ochi verzi, și întotdeauna a avut și celălalt și celălalt din trecutul tău, pentru că fiecare om își creează la un dat un șablon în cap cum trebuie să arate celălalt om, cum trebuie să arate fiecare cu care se întâlnesc. Și atunci există această tendință să cauți un om care arată cu celălalt din trecut, măcar așa, de a păstra un același tipar comportamental, o aceeași plăcere pe care ai retrăit-o, chiar dacă nu-ți dai seama. Și asta se vede când te întâlnești cu o prietenă de-a ta sau cu un prieten de-a tău, care partenerul ei actual are anumite trăsături faciale specifice cu cel din trecut. A, bine, că îți place așa, și mie îmi plac, de exemplu, foarte, foarte tare de mic copil, am fost atrasă de ochii deschiși. Mm-hmm. Mi-au plăcut ochii albaștri, ochii verzi și mi-au plăcut persoanele cu părul creț. Adică, nu știu, am așa un feeling pentru ei. Asta nu înseamnă că fac o chestie generală sau că nu mi-ar place să am în prezența mea o persoană cu, cu ochii negri. De ce nu? Dar avem afinități și mi se pare normal să-ți placă ceva. Un anumit lucru. Eu zic că rămân anumite lucruri care trebuiesc repetate în viața asta ca să înveți o lecție și nu degeaba ajungi să ai o preferință sau o slăbiciune pentru anumiți oameni care arată într-un fel anume. Chiar dacă n-ai avut, uite, sunt persoane care se simt foarte atrase de lumea orientală, musulmană, muzica lor, felul cum arată, chiar dacă n-au nicio treabă, n-au avut în familie pe nimeni care a făcut așa ceva, care au avut contact cu ei și uite, se simt foarte atrase. Eu consider că rămân anumite lucruri care trebuiesc repetate și din nou trăite ca să înveți o lecție. Haideți să luăm o pauză de publicitate și după scurta pauză de publicitate vom reveni. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola.
Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Am revenit. Așadar, vorbeam despre ceea ce înseamnă plăcerea unui om față de altul, vis-a-vis de fizionomie, vis-a-vis de ochi, de, știu eu, chiar spuneai tu de lecțiile care le avem de învățat din trecutul nostru sau poate că din altă viață, de ce nu, dacă oamenii cred în reîncarnare. Hai să vedem câteva din secretele pe care tu le deții și vrei să le mărturisești și telespectatorilor vis-a-vis de cum să citești fața unui om, mai mult decât ai spus în emisiunea trecută și eventual dacă putem chiar să învățăm niște lucruri, să ne ferim de, știu eu, un neprevăzut care nu ne-ar avantaja. Oamenii, înainte să înceapă să învețe tehnicile de citire a chipului, este necesar să învețe să se uite la ceilalți oameni. Chiar dacă nu le vine să creadă, foarte puțin dintre cei cu care eu mă întâlnesc și ajung să am un contact vizual și să discutăm, nu știu să privească pe celălalt în ochi, nu se uită la oameni în ochi. N-ai cum să începi să studiezi un om dacă tu nu vezi să te uiți la oameni, real să te uiți la ei. Pentru că există trei tipuri de a vedea lumea. Unii oameni văd, alții privesc și alții observă. Cei care doar stau și văd, fizic, adică ochiul are ca funcționalitate de a sta și de a vedea. Mulți văd și puțin înțeleg. Cunosc. Sau cunosc. Da. Și de aici pleacă o mare problemă. Eu mă uit, dar nu văd nimic. Ce să văd eu despre oameni că nu văd? E, una este să vezi, că foarte mulți văd. Oamenii aceia sunt ca un fel de spectator în viața lor. Spectator pe scena vieții. Și alții fac, dacă vrei, piesa de teatru și ei sunt doar niște spectatori. Poți să rămâi spectator, dar atunci asumă-ți că nu o să devii bun cititor de fețe. Ca să fie clar de la bun început. Pentru că sunt următoarea categorie de oameni care știu să privească. În momentul când știi să privești, simți pur și simplu că ești privit. Poți să stai cu spatele la un om, să mergi pe stradă, că dacă cineva te privește, te întorci. Și întorci capul, să vezi, faci și cum cineva se uită la tine. A privi înseamnă a acționa. Și oamenii care privesc, în general, și care știu să privească, ei modelează lumea. De ce? Pentru că ei sunt oameni care acționează, nu reacționează. Reacționează cei care sunt priviți de oamenii care privesc. Uite, dacă te privesc într-un fel anume, tu ai să reacționezi, ori zâmbești, ori te înflorești la chip, ori te înroșești sau te uiți într-un fel la mine. Deci tu reacționezi, eu acționez. E, oamenii aceia încep și modelează lumea pentru că îi privesc. Iar ultima categorie de oameni, dacă vrei să o luăm așa, în stil ierarhic, undeva mai sus puși, sunt oameni care știu să observe. Iar observatorii sunt cei care trag o linie, ei sunt nici contra, nici pro, ei doar stau și observă și dacă vrei sunt cei care scriu istoria lumii sau undeva acolo memorează tot ceea ce se întâmplă. Mai mult decât atât, ajung să imite anumite tendințe de a face, de a zice, de a îndrepta lumea într-anumit mod din punct de vedere social, pentru că ei sunt buni observatori. Și în observatori, uite, putem face în felul următor. A vedea, te uiți. Și vezi, văd, a privi într-un alt fel de a privi, știi? Stai așa și privești pe cineva, dar a observa e ca și cum ți-ai pune mâna așa la gură și stai și doar analizezi și studiezi. Da. Și cele trei calități se deosebesc foarte mult, iar în momentul când începi să studiezi fizionomia, trebuie să înveți în primul rând să privești. Asta se vede foarte clar, pentru că oamenii deseori mă întreabă, Soada, iar stai și mă privești, te uiți așa la mine. Dar există încă o calitate când stai și observi și celălalt nu vede asta când tu îl observi. Acum, a învăța fizionomia necesită în primul rând să le iei fiecare separat, pentru că se studiază textura părului, culoarea părului, forma frunții, sprâncenele și forma lor, modul cum ele cresc, forma nasului, nările, cum este structurat tot nasul, forma ochilor, genele, pomeții, obrajii, buzele, limba, dinții, bărbia, forma feței, gâtul, cap, raport, corp, mâini, degetele, unghiile, iar apropo de asta, mâna, așa, când se studiază, se numește chirognomie, adică dosul palmei, iar palma se numește chiromanție. În țara noastră, dacă ești să studiezi sau să vorbești despre liniile din palmă, se numește ghicit în palmă. Dar în alte țări, să te uiți în palma unui om, de exemplu în India, se dă și doctoratul deja în degetul mare.
Se studiază foarte mult liniile din palmă, dar aici la noi în țară este un subiect tabu și prefer să mă opresc aici pentru că o să se trezească probabil foarte mulți oameni să zică da, că asta înseamnă ghicit în palmă, dar acolo credeți-mă că și Jung a ajuns să studieze pentru că se vede sistemul psihic în palmă, felul cum are energetica omul, modul său de a gândi și anumite stări și trăiri care se pot deosebi dintre mâna care a fost muncită fizic sau liniile din palmă, cel care a muncit fizic și s-au format și se poate face foarte ușor deosebirea dintre cele care s-au format prin sistemul psihic. S-a demonstrat deja științific că bebelușii în luna a 5-a, în burta mamei, deja au formate amprentele, care amprentele nu se modifică niciodată toată viața. Și sunt anumite structuri psihice, energetice, care se formează deja din făt și rămân toată viața și toată lumea se naște cu trei linii în palmă. Dar, rămânând până aici, nu că m-aș pricepe foarte bine în asta, dar nici nu pot să o fac pentru că necesită foarte multă muncă. Se spune că trebuie 40 de ani să studiezi mai multe linii din palmă ca să fii foarte bun cititor de palmă. Și alea li se atribuie indienilor. Chinezii sunt cu cititul feței. Eu m-am axat pe tradiția chineză, n-a citit fața, pentru că mie mi-este ușor să predau altora. Deși există mai multe tehnici de citire a chipului pe care eu le folosesc pe toate, depinde de context, dar pentru a învăța publicul larg sau cursanții pe care eu îi am, abordez tehnicile de citire a chipului prin metoda chinezească. E, în momentul când tu începi să studiezi o față, trebuie să le iei pe rând, și anume, se studiază întâi forma feței. Există între 7 și 9 tipuri de forme ale fețelor. Formă rotundă, ca de lună. O formă triunghiulară cu baza jos, triunghiulară cu baza sus, trapezoidă cu baza jos, trapezoidă cu baza sus, dreptunghiulară, pătrată și așa mai departe. Chiar diamant, sunt foarte multe. Uite, femeile care au fața tip diamant, adică au așa, le ies pomeții foarte tare aici, sunt foarte dominatoare. Și ele întotdeauna recompensează, pentru că se întâlnește doar la femei mai mult forma feței diamante, recompensează întotdeauna când își cer așa într-o formă foarte dominatoare, du-te și fă acest lucru pentru mine. Pentru că am să-ți dau atunci, uite, acest zăhărel, adică reușesc cumva să te îmblânzească, e ca și cum ar avea un bici și un zăhărel la capăt, îți dau așa un bici, du-te și fă-o, că după aia îți dau eu zăhărelul la final și nici nu știi cum să le abordezi pentru că ai impresia că sunt și dulci și dominatoare. Apoi se studiază cele trei zone ale feței care se împart așa și apropo de viața de cuplu, întotdeauna bărbații și femeile se vor atrage prin prisma frunții. Fruntea trebuie să se asemene la cei doi, la cei doi parteneri și o să observați asta deseori. Rar când o femeie are fruntea foarte joasă sau un bărbat, adică inserția părului pornește de aici și doar până ei se întinde, iar el are o frunte foarte înaltă, pentru că În primul rând, cei doi trebuie să se înțeleagă și să vorbească aceeași limbă. Iar când se studiază fruntea, acolo arată mult capacitatea psihică a acelui om. Dacă e creativ, dacă e calculat, modul cum gândește și contează foarte mult cum gândește partenerul tău de viață, că de acolo pleacă tot. Și dacă fruntea celor care au așa foarte mică și joasă se regăsește pe chipul lor, ei sunt foarte temperamentali. Foarte iuți la mânie, foarte acizi, nu au un IQ foarte dezvoltat, dar au foarte mare dezvoltată la ei inteligența emoțională. O să vezi foarte mulți oameni care își deschid o firmă așa, tamnesam, chiar dacă n-au școală și de obicei sunt cei care au fruntea foarte joasă, de ei deja fac afaceri, pe când cel cu fruntea extrem de înaltă încă mai filozofează și se mai gândește cum să se apuce el de o treabă și se vezi foarte mulți oameni foarte inteligenți, cu foarte multe facultăți doctorate, care mor într-un apartament cu două camere, lumea uite de idei, sunt foarte buni, oameni de știință, pentru că nu știu cum să se pună în valoare, de aia au nevoie de un om care să aibă fruntea cât mai joasă ca să fie activ, ca să facă ceva, să nu stea să gândească prea mult. Și atunci partenerii se atrag foarte mult când cele două trăsături ale lor, adică frunțile, seamănă ca și distanță. Fața se împarte în trei, de la inserția părului până la sprâncene, poți să îți măsori și tu când, sau telespectatorii, de la sprâncene până sub nas și sub nas până la bărbie. În general, toate cele trei zone ar trebui să fie egale ca să existe un echilibru în interiorul acelui om dintre gândire, practicitate sau social, aici partea umană a oamenilor, aici se vede omul din tine, cât ești de om sau cât ai ajuns sau ești încă la stadiul de animal sau chiar de copil mic, pentru că zona asta e foarte îngustă la copiii mici și ea se dezvoltă în timp, până la 21 de ani partea asta crește, se dezvoltă ochii, pomeții. Și dacă zona asta a rămas foarte îngustă față de restul feței, uite, ea sau el este un bărbat sau o femeie, o fetiță în trup de femeie sau un băiețel în trup de bărbat. Sunt încă infantili. Infantil la propriu sau copilăroși?
Poate să fie, eu vorbesc de extreme, poate să fie infantil, adică chiar s-o dea în infantilitate, că le plâng, țipă, urlă, isterice, nu le convine, ca și copiii mici care nu trebuie cumva să-i educi, sau poate să fie partea bună, că există întotdeauna și reversul medalii, care sunt foarte copilăroși, arată tineri până la vârste înaintate. Ai să vezi femei la 70-80 de ani, care dacă zona asta încă s-a păstrat micuță față de celelalte trei zone, ele arată foarte tinere și foarte vioaie așa și vitale, se îmbracă foarte colorat, sunt foarte cochete, adică ele sunt niște copile, dar nimic rău în asta. Iar ceilalți care au zona asta foarte prelungă par mult mai maturi încă de la o vârstă foarte fragedă. Cu cât zona asta este mai lungă față de restul feței, cu atât par mai maturi. Este semnul metalului acolo, în tradiția chineză se numește metal, un astfel de chip, chip de metal, în care zona asta e foarte lungă, nasul este foarte osos și așa mai departe. Nasul reprezintă și sexualitatea, buzele reprezintă senzualitatea. Buza de sus reprezintă cât de mult poți iubi și buza de jos cât de mult îți dorești să fii iubit. Cei care au buza de sus săpată, adică lipsește cu desăvârșire și buza jos este foarte cărnoasă, ei nu știu să iubească, dar sunt foarte predispuși în a se lăsa foarte mult iubiți. Adică așteaptă cineva să ia mult mai, într-o relație mai deschisă, ca să zicem așa, nu sunt așa oameni de casă sau îndreptați spre viața de familie. Cu cât buza de sus e egală cu cea de jos, cu atât acei oameni caută să și ofere iubire, să și primească iubire. Dar când buzele lipsesc cu desăvârșire, se știe și oamenii poate nu și-au dat seama de unde au citit asta pe chipul altora, sunt foarte cruzi și reci, cu cât buzele dispar. De-aia și tendința femeilor să-și facă buzele cât mai cărnoase, numai să nu sunt contra operațiilor estetice, pentru că mult te ajută și chiar te ajută, schimb, dacă vrei, ușor destinul sau destinația, dar soarta n-ai cum să ți-o modifici, pentru că pentru mine sunt două concepte diferite, soartă și destin. Soarta se vede pe chipul tău, dar destinul tău ți-l poți modela, la fel cum și fața ți-o poți modela, dar la capăt tot te așteaptă să-ți împlinești soarta. Că faci tu destinul tău, că ți-l construiești, dar soarta ta e una singură și aia va rămâne. Și ajută foarte mult, doar că buzele să nu și le exagereze enorm de mult femeile care ajung să-și facă așa ceva, pentru că vor emoționaliza foarte tare. S-au găsit deja foarte multe femei care și-au făcut modificări ale buzelor enorm de tare, încât multe dintre ele, când negolești poșeta, găsești pastile antidepresive și somnifere, pentru că cad de la o extremă la cealaltă, nu mai știu, nu mai înțeleg, nu sunt nemulțumite așa mai tot timpul. Și aici e mare, mare grijă să aveți când vă faceți modificări, mai ales și la nivelul nasului. Indiferent că e femeie sau că e bărbat, reprezintă cariera și sexualitatea. Iar un nas favorabil este unul lung, drept, frumos, la care nu se văd nările și nici nu se duce foarte tare în jos să acopere filtrul. Fac carieră oamenii aceia și ajung să fie și foarte drept și corect și în viața de cuplu. Aici sunt foarte multe lucruri de studiat, Gina, și cred că oamenii acum se simt așa, oare cu ce să încep? Ce să mă uit la primul și în primul rând la un om, eu invit pe oameni să se uită întâi în ochii lor, în ochii celorlalți. Pentru că de multe ori îi pun și pe cursanții mei și pe alți oameni să se uite față în față, să se așeze, uite așa cum stăm noi două, și să se privească timp de 5 minute fără să vorbească. Chiar și oameni care nu se cunosc, e cel mai interesant, pentru că ajung cumva din priviri să înțeleagă despre celălalt ceva. Și ai să vezi că oameni care nu poate să facă asta și nu poate să susțină privirea celuilalt timp de 5 minute, îți dai seama cât de multe lucruri spune despre tine ca om? Că tu nu te poți deschide, că parcă și cum cineva vede că tu ascunzi un mare secret în tine. Și așa e. Așa este. Vreau să te întreb un lucru. În momentul în care o față este modificată în timp, se modifică. Nu modific eu, deci se modifică cu timpul vârstei. După părerea ta, amprenta aceasta este doar amprenta a vieții sau mai sunt și alte elemente care modifică configurația? Chipul se și moștenește, în primul și în primul rând. Ajungi chiar să ai trăsături faciale moștenite de la mama sau de la tata sau de la bunici. Chipul începe și se modifică. Adică el se dezvoltă până la vârsta de 21 de ani. După vârsta de 21 de ani, fața intră în procesul de îmbătrânire. Încep să apară riduri, se modifică chipul. Chipul se poate modifica din cauza unei boli, din cauza unor emoții foarte puternice care de acolo pleacă și toate bolile, și din cauza modului tău de a gândi. Iar dacă tu înveți să gândești într-un alt mod, îți modifici și stările interioare și efectiv poți să modifici și procesul unei boli, dacă e până acolo. Dar până să înveți tu cum să gândești corect, întâi trebuie să știi și să fii stăpân și pe stările tale emoționale. Chiar dacă nu știi cum se face, eu știu,
să ajungi tu să-L vezi pe Dumnezeu și să-L înțelegi și viața ta și tot, Doamne, eu trebuie să fiu întâi stăpân pe stările mele, să fiu un om înstărit, adică să pot să pun punct, Doamne, până acum sunt trist, de acum încolo trebuie să-mi revin, adică să fiu stăpân pe stări. Și asta nu trebuie să ai inteligență formidabilă sau să fi citit multe cărți. Sunt oameni care n-au treabă cu cărțile sau cu inteligența sau cu școala, de ei sunt foarte stăpân pe stările lor. Și uite, se vede un chip, un om care e stăpân pe stările lui, se vede după modul cum clipește, cum privește, se uită în ochii tăi, are o energie aparte și nu trebuie să fie, poate să fie și un cioban de pe câmp. La fel se poate vedea un om care își modifică chipul și în funcție de modul de a gândi. Când începe să studieze un om, să zicem, un alt domeniu, schimbă total profesia sau ajunge să studieze altceva, începe și fața îi se modifică. Zicem că n-are scop el să schimbe viața sau chipul după cum începe să gândească. Uite, lasă partea asta vieții și se apucă de altceva, de studiul științelor oculte sau de studiul cercetării, eu știu, în a face pixurile mult mai altceva. Se apucă cu totul, fața îi se modifică complet. Pentru că gândurile tale se modelează și structura interioară, și fizică, și fiziologică, și psihică, și părul de multe ori ajunge să-ți cadă sau să-ți crească. Pentru că am văzut bătrâni și la 89 și 90 de ani în care a început deja să le crească părul negru înapoi. Și așa mai departe, deci gândurile îți modelează fața, emoțiile îți modelează fața, bolile îți pot modifica fața, accidentele care se întâmplă și evident fața se mai modifică și atunci când te îndrăgostești și iubești. Atunci e altceva, în momentul acela se vede iubirea pe fața ta, se vede fericirea, se vede, cum spunem noi, al nouălea cer, nu? Așa, deodată, începi să fii altul și cel de lângă tine nu doar că trăiește prin tine, dar un străin care te vede, nu-i nevoie să fii cu partenerul sau cu partenera pentru că te vede că ești altfel. Se vede și dacă ai născut, dacă ai copil și dacă n-ai copil încă. Se vede, chiar am un prieten care tocmai ce soția lui a născut și se vede că are față de tătic. Nu s-a îngrășat, n-a slăbit, n-a făcut nimic cu el, dar se vede efectiv, dacă tu cunoști un om, că aici e important de menționat, dacă cunoști foarte bine oamenii aceia, poți să ajungi la maestria să citești un chip fără să-l cunoști, să-ți dai seama dacă e tătic sau nu. Se poate și asta. Și nu e nicio ceva așa magic sau vrăjitorie, e multă știință acolo și multe ore de studiu și să-ți dai seama și să studiezi fețele că poți să vezi. La fel și pe chipul unui bărbat, fără să-l cunoști, să zici că e tătic. Dar mai ales pentru cei care îi cunoașteți, o să vedeți o diferență dacă vă uitați atent și priviți oamenii și observați că altfel arată înainte ca soția lui să nască el, nu? Care el n-are nicio treabă în sensul acesta fizic să facă ceva și după ce a născut are alt chip acel bărbat. Pur și simplu se modifică din cauza stărilor emoționale, a iubirii față de acel copil, fața se modifică, se ajustează, că fața e plină de mușchi, apare un rid, se ridică pomeții, mai coboară, tot timpul se modifică ceva. La fel se vede și când un om s-a despărțit sau când nu mai iubește pe partenerul său, se vede clar, numai să stai să privești. Și sunt oameni care simt asta, că celălalt nu-i mai iubește sau nu se mai iubesc, numai că nu vor să accepte și nu vor să vadă sub prisma altor ochi, ca să zicem așa, ai sufletului. Dar pentru un bun cititor de fețe, să dai seama de un cuplu de la prima vedere, că cei doi sunt sau nu în regulă și dacă vor fi până la capăt, se vede clar. Și asta nu înseamnă că e bătut în cuie ca informație. Dacă ceva nu schimbă la ei doi sau nu pun cărțile pe față și nu cad de acord cu un lucru, după aia pe chipul lor se vede clar că e ceva ok și că s-au înțeles. Și că de acum încolo vom trăi foarte bine mulți ani împreună. Dar dacă nu și încă mai ascund anumite lucruri, se vede clar procesul de despărțire dintre cei doi. Analizând trăsăturile faciale efectiv. Poți vedea pe chipul omului dacă la un moment dat se desparte de partener. Poți să previzionezi lucrul ăsta? Da. Cechi în fața omului? Pe lângă trăsăturile faciale care se studiază, se văd coloraturile pielii. Știi că se spune deseori că te-ai schimbat la față. Ești negru de furie, ești albastru de teamă și tot felul de denumiri de genul acesta nu sunt degeaba. Se vede pur și simplu și moartea pe chipul unui om că se apropie. Dar lucrurile acestea par așa de domeniul abstractizării sau abstractului sau dincolo de puterile noastre, încât la fel cum simți că urmează să te sune cineva și te-ai gândit la cineva și acel om te-a sunat, la fel cum te-ai gândit că vei găsi loc de parcare când te-ai dus și ai căutat la un supermarket și ți-a ieșit cineva și ca și cum ai știut că urmează să intri, la fel se întâmplă și pe fața unui om că îți dai seama, ca să facem așa o comparație, că oamenii acolo cred că li se pot întâmpla așa ceva, adică să găsesc parcare, să văd unde să intru, urmează cineva să mă sune, că am simțit eu că mă sună. La fel se poate întâmpla și asta pe față când cei doi urmează să se despartă. Pentru că nu trebuie să fii chiar foarte mare expert,
Chiar dacă ea zâmbește cu gura până la ureche, chiar dacă amândoi atunci în ziua aia sunt foarte ok, undeva, unde crezi că rămâne? În privire. În ochii celuilalt rămâne o decizie. La fel se vede și pe omul care e gata să se sinucidă a doua zi. Pentru că emoția atât de puternică să-ți iei viața, e un gând atât de puternic să-ți dorești să-ți iei viața, încât e imposibil să nu apară undeva pe chipul celuilalt care gândul acesta de a-și lua viața. Și asta se numește că se vede pe chipul celuilalt umbra morții. La fel cum se întâmplă și pe fața celuilalt, că are el o mare surpriză sau o mare gând să facă și încă nu l-a dezvăluit nimănui. Și asta se vede pe față. Acolo oamenii știu să citească, ca și cum tu ascunzi ceva, dar restul parcă nu știu, nu-și doresc să vadă. Și aici invit din nou și din nou și din nou am să repet asta, priviți oamenii. Oamenii înainte când mergeau la țară, pe stradă, în sat, se uitau unii la ceilalți și vedeau așa de departe că Gheorghe nu-i prea bine după cum vine. Și ea a pățit ceva. Uite, nu era nimic acolo ocult sau ascuns, dar astăzi s-a transformat într-o știință toată această treabă și mulți oameni vor căuta și nu-l vor înțelege de ce, pentru că stăm foarte mult pe telefon, în mediul online și vedem doar fotografii și nu mai vedem stări și emoții, nu ne mai uităm la oameni. Și de aici, dacă vreau să existe câțiva oameni care o să fie foarte buni citori de fețe, nu neapărat că au exersat mult, dar ceilalți ajung cumva să-și piardă din astfel de îndeletniciri și să li se pară ceva foarte extraordinar să poți să citești o față. Da, da, o să fie foarte extraordinar pe viitor să citești o față, pentru că noi nu ne mai uităm la oameni. Așa este. Și pentru că am început emisiunea cu haide să ne întoarcem la natură și haidem să fim naturali, iată că ajungem la finalul emisiunii unde, din nou, așa cum spune Suada, ne întoarcem la noi, la cei care suntem reali, la Dumnezeu din noi, scânteia divină, și această putere de a ne privi unii pe alții față în față, ochi în ochi, spune multe și pentru noi ca oameni și de foarte multe ori poate că ai vrea să-i spui ceva partenerului și n-ai curajul să deschizi gura, să rostești, dar prin acea privire poți să o faci. Suada, îți mulțumesc cu toată inima că ați venit la Piatra Neamț și că ai venit în emisiunea noastră. Și eu îți mulțumesc de invitație și invit pe telespectatori să intre pe site-ul meu pe www.suada.ro și acolo vor găsi foarte multe informații legate de fizionomie și de unde a pornit, pentru că spațiul din emisiune poate nu ne-a permis să explicăm telespectatorilor de unde a plecat această tehnică și acolo pot regăsi astfel de informații. Și eu revin cu mare drag mereu la Piatra Neamț aici alături de tine și de toți oamenii aceștia frumoși la suflet și la chip. Mulțumim tare mult pentru aprecieri, mulțumesc de asemenea telespectatorilor, așa cum iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Fiți alături de noi, indiferent cât de departe sunteți, indiferent cât de aproape sunteți, fiți alături de noi cu sufletul și nu uitați că soarele răsare și peste cei buni și peste cei mai puțin buni și nu uitați că nu trebuie să apună ca noi fiind supărați pe cineva. Vă urăm un weekend minunat, o vară minunată și țineți aproape de noi, pentru că cu 1 TV sunteți la sufletul nostru. Vă mulțumim, la revedere! La revedere! Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău.